Eu vorbesc despre dictatura poporului, eu nu vorbesc despre dictatura autoritară. Eu nu vreau să devin omul care să intre istoria așa cum au intrat dictatorii unor state cu un final, să-i spune, foarte tragic. Înțelegi? Finalul tragic o să fie, credeți-mă, pentru tăți care 30 de ani s-au bătut joc de țară, care o fură până în ziua de azi. Ăștia care stau astăzi, conduc Republica Moldova numai pentru CV-uri. Pentru ăștia care astăzi au distrus sportul în țară, dar bat din palme mai tare ca sportivii și fanii sportivi. Eu nu vreau să fiu președinte pentru toți, și ne-am asumat această declarație, și dictator, eu nu o să fiu pentru pensionari, sportivi, tineri, oameni de afaceri. Eu o să fiu dictator și un dictator, nu dur, dar cel mai dur dictator în istoria globului pământesc, pentru cei care s-au bătut joc, fură țara asta și, cu părere de rău, unii chiar să-și șterg și picioarele.